punem piciorul la Mangalia, suspendați pe un ponton unde doi afaceriști sunt cu promovarea în aer. Deci, trebuie să facem reclamă. Ce facem? La ce? Plecăm oraș? La ponton. Trebuie să facem reclamă la ponton ca să afle lumea că noi am revenit aici pe meleagurile Mangaliei. Am mai pus eu pe Facebook, am mai pus pe Instagram. Au venit unii de la București chiar. Ei n-au crezut că suntem aici și că muncim și că servim. Dar cei din Mangalia nu cred că noi stăm pe un ponton și servim la mese și facem mici cu Fernando și cu Mambo. Atenție, Mangalia! Gata, gata! Am luat eu portavoce, pentru că eu am gura mare, am voce wow, grave, am început să fac publicitate. Hai, suntem aici, la redeschidere de la restaurante La Porton! Frate, hai la noi, pentru că la noi e zero stres, motivațion, alegria, armonia și mambo! Sucați, doamnă, dacă vreți să veniți. Nu știu de la televizor, mă, suntem aici. La noi, da, la noi, da, la noi, da, la noi, da, suntem pe aici. La unde, mă, suntem? Sucați, doamnă, aici, ia uite. Unde, mă, doamnă? Oamenii ăștia puțin care sunt pe stradă și ne văd cu portavoce, sigur că au un șoc la început. Uite-i pe aia! Wow! Liviu și Andrei, bă, ne-am... Toată lumea ne spune de Asia Express, v-am urmărit, v-am cu tare, am plâns cu voi, am suferit, ne pare rău. Au și un șoc, cam asta este imaginea. Cred că de-aia nici noi nu suntem așa de relaxați când trebuie să facem lucrul ăsta, să le spunem oamenilor să vină la noi. Acum, gata, suntem deschiși, restaurante. Bună ziua, bună seara, dacă vreți să veniți la noi. Doar așa, aici, să veniți. Aici, la Ponton, imediat acolo, avem terasă cu suc, cu mici, cu bere, cu... Uite, deja ei mei au venit. Gata? Da. Hai, hai să-i primesc. Mamă, deci am emoții. De ce? Doamne! Deloc! Sunt mult m-a servit în viața mea. E, ne-am gândit, mamă. Venind aici la Mangalia, am uitat totalmente că eu aici nu am o prietenă. Am un grup de prieteni și au fost primii invitați, prima masă a serii. Sper să trec prin dreapta. Uite, aveți de făcut să vă uitați la mâncare, să vă uitați la băut, să vă spun ce băutură așa și să văd ce meniu am pregătit. Nu știu, ce vreți voi? Avem cafea acolo, avem suc. Ei, dacă nu vreau un suc, măcar o jumătate de bere. Dacă nu vreau un bere, jumătate de miș. E, promis, e special. E, îi fac de ceva. E aproape gratis. Aproape. Pa. Că bătrâne. Mambo, unde ești, Mambo? Încă n-a început sezonul ăsta turistic în care să zici că poți să găsești zeci de oameni, sute de oameni pe faleză pe care să-i tragi la tine la terasă. Deocamdată sunt doar locuitorii din Mangalia și e foarte greu să găsești lume disponibilă să și vină la terasă. Bună seara, bine ați venit! Bine ați venit, poftiți! Haideți, nu vă fie rușine! Bună, domnișoară, cum te cheamă? Andreea, ce faină e! Și eu sunt Nicolae. Îmi pare bine. Da, câți ani ai? 6 ani jumătate. Mamă, ce mare ești! Îți plac cartofii prăjiți? Da! Avem în seara asta! Yeah, am și eu te-o! Poți să faci tu așa? Cum? Așa. Ce mă, b***e? Păta, pa! Ia uite, pa! Ia uite-o! De ce faci așa și ești pe mare? Ce mă, b***e? Ta! Ta! Bună seara, bună seara, bine ați venit! Mambo! Mambo! Bine ați venit! Să rămână! Draga mea! Gustăricile! Să facem cumva așa. Imediat vă aducem și... Băi, dar farfurii? Da. De partaj? Păi farfurii să mănânce în fiecare miere. Ce faci cu farfurii, dar?
Păi iară împărțesc, domnule. Deci ce vede așa, stai așa două secunde. Am simțit o responsabilitate enormă ca ospătar, pentru că am vrut să nu greșesc și oamenii să fie mulțumiți. Hai să recapitulăm. Avem așa, trei aripioare fără cartofi, trei aripioare, unu, doi fără cartofi. Două care... fără cartofi, două. Una cu cartofi. Trei aripioare. Eu deservesc familia mea, ca să nu folosesc așa un cuvânt specific acasă. Și îmi place să fac petreceri și să fiu gazdă primitoare. Una e să fii gazdă, alta este să-ți câștigi banii din meseria asta. Deci asta e pentru tine. Da. Și vrei și prăjitura tot acum. Da, da, ok, perfect, da. Dacă te-i un desert. Dacă eu mai aștept că copiii mei abia mănâncă. Încearcă să-mi pui data viitoare când îmi pui trei cartofi, să-mi pui la fel. 3 sau 4, pentru că mă duc la aceeași masă, într-una am 3 și nu-l bat. Într-una, da, dar să mai pun un cartof acolo. Păi nu, și aici, da, mi-a plăcut ospătării mea. Îmi place să fac serviciu, îmi place, recunosc. Mi-a plăcut, la un moment dat am venit și în mesă, la etaj, și am făcut niște alerături pe scară, săream treptele, bă, nu știu, mă simt largul meu, da. I-am văzut că Nicolae și-a intrat bine în rol, nici nu era nevoie de mine. A revenit, ne-a mai revenit la noi, așa de vizita. Mi-a turista. Ce turista? Ei! M-am dus pe lângă Mambo, zic, Mambo, de ce ai făcut chestia aia cu mine? Ne-a mai revenit căsăică, nu știu ce, scuză-mă. Și mi-a zis, ei, gogole, uită-te la mine. Nu am nimic, frate, nu am nimic. Vino, no, no, peace, 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 peace. A plecat în bucătăria mea, ei, la bar înăuntru, a luat un ou. Vine aici! Vine aici! Vine aici! Vine aici! Da, no, dacă stai, dacă faci ceva, cum e terminat? Deci, iată-mi, eu n-am... Deci, dacă cumva faceți asta, distrug tot. Eu nu m-am băgat cu voi. Lăsați-mă să-i fac. Lăsați să-i fac. Se dă o... Lasă-mă! Lasă-mă! Am fugit, pentru că eu era deja pe... cu un pat rock. Am fugit. Ăla-l distrug. Ce-ai vrei cu el? Eu sunt convins că ne-am Mărin, că-l cunosc atât de bine, nu-l cunoaște nimeni mai bine decât mine. N-o să uite episodul cu ou și până când pune ochii geană pe geană în țara asta, el o să răzbune cu siguranță. Bine. Da, băi, n-a dat, mă, cu un nou, dă-i! E n-a dat, mă, cu brașa noi! Ba da, ba da! Hai! Unu și aia e! Unu, doi... Unu, îi dăm, unu! Îi dăm tot la picioare, cum ne-a dat el. Cum să dă, ești prost să dai mine? Am dat eu în tine? Iar pe asta e? Și ce trebuia să faci, mă, să dai în panou, mă? Că se spărgea pe față. M-am luat frică, ai văzut? Nu mai are curaj. Marie, mă chem când se aglomerează, da? Da? Mi-am dat seama că o să fie o seară ușoară. Chiar mi-am dat seama și zic, băi, mă duc la șef în seara asta. Mi-am organizat eu în bucătărie, meniul era ușor. Mare chiar a zis că, zici, mergi la șef, nu-ți fă probleme că ne descurcăm. Cartofi congelați în iarbă decât pe ăia. Păi da, dar ajung. Mai iei o pungă. Da cum, Doamne, fete, tu crezi că eu ziceam cartofi congelați degeaba, mă, fetiță? Dar mai iei o pungă aici. Băi, dar mai era o pungă de cartofi congelați, ați consumat? A, și omul ăsta, atunci nu dăm cartofi congelați. Păi nu mai dăm. Doamne, mă, dar mai era o pungă de cartofi congelați. Acum eu am zis, băi, zic, eu mă duc fără să-i spun lui Neamărin, dar toată lumea zicea, mă, spune lui Neamărin, mă, zic, dacă îi spun, nu mă lasă, mă. Poți să-mi permiți și eu 5 minute să mă uit la șef la cuțite? Că-i navi, deci e șef la cuțite, vreau să văd și eu ce am făcut acolo. Dragul meu, Florin. Stați la bucătărie că nu aveți prea mulți cartofi prăjiți. Aveți cam 3 porți. Nu știu ce fel ați făcut meniu sau cum ați lucrat, că nu aveți. Poftim? Hello! E cineva aici? Câți cartofi prăjiți avem?
Poftim? Normal că m-am dus la bucătărie ca oarecum responsabil de sală sau om cu mai multă experiență, să nu ne facem de mândra minune la acești oameni care vin să plătească, că nu erau invitați, au venit să plătească oamenii. Avem doar o porție de cartofi, unii șefa, mă, unii șefa, mă, mâine, sau unii... Măi! Nu porție, jumătate de pungă! Păi da, da, 5 porții, am 30, 25 oameni la masă. L-am cânea pe Neamărin, am zis să-mi dea ei bani. Păi da, de ce nu i-a spus Marlena? Unde? Hai să mă duc să cumpăr eu rapid, dar să cumpăr, nu contează. Unde? O mașină mă duc și cumpăr. Vino cu acea, că îi sparg ușile, îi sparg tot. Mașină, vino cu acea. Hai să mă duc, nu contează. Asta e numai de la asta, auziți? Am vrut să mă duc să fac cumpărături. Cătălina vine, am și a zis, Nicolae, tu rămâi aici, că e important să rămâi aici. Mă duc eu să fac cumpărăturile, mă duc eu, ce să cumpăr? Zic, cumpăr vreo 2-3 pungi de cartofi și să ne scoatem în seara asta măcar. Marlena? Am bătut la ușă. Deschide! Deschide ușa imediat! Deschide că o sparg! Ea se uita la televizor, pentru că în această perioadă emisiunea la cuțite și ea vrea să vadă la televizor. Am venit să mă schimb, acum vin, Neamărine, gata, acum vin. Marlena, dar n-ai cartofi, cum ai putut să mă lași fără cartofi să nu spui? Sunt cartofi! Unde? Sunt cartofi proste! Unde? Vino cu acea! Acum vin. Vino cu acea, arată-mă de ea. Toată lumea cere și tu n-ai cartofi acolo? Bă, deci nu m-a lăsat o secundă. Ziceai că s-a umplut restaurantul și că toți vor mâncare, mă. Ăștia-s cartofii? Păi da, și mai am cartofi. Unde? Ia, arată-i. Și mai sunt cartofi cruzi. Unde mai sunt? Unde sunt? Păi da, nu, dar ăia e, dar aveam noi cartofi. Aveam noi cartofi, că dacă nu că nu aveam cartofi, aveam cartofi din ea. Stau după cartofi, am grijă. Închide geamul. Da, avem cartofi, noi avem două feluri de cartofi. Unde? Arată cartofi. Neamărin, normal că a făcut criza care o are, cumva o are acolo, știi, setată, are un buton. Pac, trebuie să faci criză. Tu ce încerci mie acum? Eu în 10 minute îți rezolv și tu te duci la televizor? Că vrei să te vezi la televizor? Da, avem cartofi ăștia, ăștia ajung uite, pentru 30 de persoane. Iubita mea, da. Ca să nu stăm mult, da. Fă-i pe jumătate atunci, spală-i, tăia-i pe nindă, îi bagi în friptură. Dar ei sunt deja prefierți. Ei sunt prefierți. Da, ce păi ei sunt prefierți, noi acum mai tăiem. Da, da, auzi, ce da. Păi stai puțin, ai cartofii ăștia, dar pentru câteva porții, restul... Eu am zis că mai e o pungă, dar m-am confuzat, am văzut-o cu pungă galbenă, da. Că mai avem o jumătate de pungă, care mai e o pungă, care punga aia, că poate să fie care, nu știu ce, care... Cartoful lui Dumnezeu, și cartofii, mami... Eu am trimis deja să mai cumpărăm pentru că nu vreau să ne facem mândra minunii, da. Înțelegi? Nicolae, normal că s-a enervat pentru că el nu știe exact ce cartofi avem noi. El doar a auzit, nu avem cartofi. Și de aici el ce a zis? Bă, Marlena, ce cu asta Neamărine? De unde te-ai pricopsit cu ea? Eu știam exact, am experiență. Suntem mesagerii bucătăriei, adică noi trebuie să facem treabă bună. Dacă noi nu luăm atitudine, înseamnă că ne doare în cot. Ori nu e adevărat. Pe mine mă interesează, adică acești oameni au venit să mănânce bine. E foarte important ca toți să ne facem treaba. Or, nu poți să zici că în timpul serviciului tu mergi la trezor să vezi la trezor așa le-a cuțite. Scuză-mă, e imposibil treaba asta. Eu nu accept așa. A început să-ți placă televizorul? Nu mă duc să mă uit la mine să văd ce defecte ca să știu pentru next time. Mă duc, eu, mă duc eu și ți le spun. Acum, nu, 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 Neamărine, mă duc eu, că dumneavoastră sunteți prea critic. Mă duc eu. Eu mă duc și ți le văd toate defectele. Hai, Neamărine, Neamărine, nu! Neamărine, nu! Au, eu mă scăpi mine! Au, nu! Cam întârziat. Ai găsit? Nu ce emoție am. Nu așa? Nu ce emoție așa e? Da. E o meserie nouă. Nu mai fac niciodată nicio observație la nimeni. Nu mai zic niciodată, eu și pe ăsta ce mototul e, ce nu mai zic. Așa e? Să stai o viață în picioare? Eu cred că m-am descurcat. Eu nu cred că m-am descurcat cel mai bine. Pentru că este evident că Adriana este un om mult mai deschis și mai jovial și mai dispus la glume, la astea. Eu sunt un pic mai stresată. Sigur, ea s-a descurcat mult mai bine decât mine, iar Nicolae s-a descurcat cel mai bine dintre noi. Asta este evident. Doamnelor și domnilor, dăm drumul la mici. Cine vrea mici, dă-i mici, zbârliți și mai mari și mai mici. Vă așteptăm la noi la terasă. Mai târziu până se... Mambo, ești bine? Dă-i drumul la treabă! Yes! Yes, pe ei! Yes! Fernando s-a îndrăgostit de Aragaz, Aragazul nu s-a îndrăgostit de Fernando. Fernando insistă, Aragazul nu cedează. Am pregătit două, trei mișe special. Bună seara, bună seara! Bună seara! Cómo está, amigo? Bienvenido al Mambo! Forza cu noi! Forza! Hombre!
Avem aici totul special. Avem mișe special, avem bere special. 10 mici. 10 mici. Atunci când ai un grătar mare, care are circumferința cât are al nostru, o circumferință mare, nu pui 7-8 mici idei. Ai pus micii aia 10? Nu, hai de trebuie eu acum. Păi pune-i să se facă. El pune 4 mititei. El dacă da, lui dacă îi spui acum avem 4 mititei, pune întâi 4 mititei și așteaptă. Știi, zici că mai avem 10 la o masă. Așteaptă să-i facă pe aia 4 și pe aia pune pe aia 10. Ceea ce nu se face pe. Adică arde gazul de pomană, arde gazul de pomană. Arde gazul și la propriu și la figurat. Mâncați fără pâine sau mâncați cu pâine? Pâinea îngrașă în general. Pâinea îngrașă, mai ales după ora 18. Mai ales după această oră, bine, mi-a stat de mult. Vine imediat pâinea. Deci de ce n-a spus așa? Făceam jumate. Atunci când muncești din plin, când e terasa plină, să te mai și încurci la niște lucruri. Noi ni se întâmplă foarte des asta. Noi nu suntem niște profesioniști în ale teraselor. Și atunci sigur că ne mai potignim la anumite lucruri. Mai rămânem fără mici, mai rămânem fără bere, mai rămânem fără sucuri. Vă ce să ajuns pâinea? Unde e pâinea? Unde e mașina? Hai că noi vă punem în farfurie până vedeți cu pâinea. Așa e la noi. Clienții își aduc pâinea lor, că suntem într-o mare familie aici. Știi că a făcut cliente? S-a dus în mașina ei, i-a luat o pâine pentru noi. Serios, a fost un jet foarte frumos, foarte frumos. Un adevărat ospătar. Mănâncă toată lumea? Vă mai aduc o farfurie? N-ajung astea. Nu? Odată te scot la o sâră, acum te scot la horă. La o dans? Da, hai. La dans? Da. Nu uitați să facem ca orice în această seară, așadar cei doritori sunt probabile. Am cântat, am dansat, oamenii s-au simțit bine. Noi, în seara asta, suntem o familie. Și, cum să spun, este important că ți se dă bună, că te primește lumea zâmbind. Eu asta mi-am propus, să fiu drăguță, amabilă. După ce am început să urlu, să țip, să fac ca toți dragii pe aici, pe restaurant, lucrurile au început să meargă bine. M-am dus iarăși la ei. Când m-am dus la ei, erau cu grătarul. Cu grătarul mergea acolo. Ce faceți aici? Mici. Arăt și eu un mic. Dă-și-mi un par de vin. Rose. Mi-a adus un par de vin. A venit și Liviu. Hey! Ce faci? Trebuie bani, bani. Băi, lasă-mă. Lasă-mă să meargă. Lasă-mă să meargă. Ce bani, băi, iar încep. Bani. Liviu nu vede decât bani, 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 bani. Și mă enervează chestia asta. Ia zic, bă, am să ți dau. Florile astea se duc, dacă nu le udă nimeni. Am vrut să le ud dimineața, dar zic. Bine să vadă dacă avem clienți și cum ne merge, dacă ne merge sau nu ne merge terasa, pentru că îl roade pisma cu siguranță. Uite, aici are nodul. Noi suntem un nod, nu mărul lui Adam, mai sus de mărul lui Adam. Când mănânce așa și se intră pe partea alaltă, așa suntem noi. El a mâncat ceva și a intrat pe partea alaltă. N-are unghii la mâini, că îl vedea zgâria pe față în continuu. Exact. Bă, salata asta e a noastră, mă! Da, ce e pui lui? E pentru tine también. Adică tu mănânci și tu aici. S-au așezat și ăștia la masă. Mi-a plăcut chestia asta. Ne-am așezat câte trei. De când am venit aici, noi n-am stat la masă câte trei să mâncăm, să bem un șpriț. Cât era 10 lei micu? Am mâncat unul, cred că am mâncat 6 lei. 2 am mâncat. 1 jumate. 15 lei micu. 15 lei. Vezi că am luat și friptură. Din friptură ai mâncat? 30 de lei. N-am mâncat, nu. Liviu? Direct banii. Mă, dar lasă-mă să mănânc micul și îți dau bani. Repede a vorbit la casă, mi-a adus bonul. Oricum, dacă 32 de lei? Pe ce 32 de lei, mă? Pe ce? Două pahare de vin? Păi ce vin ai băut? Și trei mici. Pasă două pahare de vin, m-a. Ce? Și trei mici. Și trei mici, da? Și am zis, bă, chiar așa? Cât e micul la voi? 10 lei.
scumpi. Băi, nebune, tu ai mici la vânzare? Nu. Și cum îți permiți să vorbești de mici dacă tu nu ai la vânzare? Cum să-ți permiți? Păi și un pahar de vin. Păi da, da, și pâinea, da, și alea, da, și alea, dar n-am mâncat eu astea. Nu e ușor, pentru că noi avem taxă de vânt. Nu poți să te bată vântul, nu poți să te bată ca aici nicăieri. Un leu pentru vânt, dar e obligatoriu. Apă, te bălângăne? Te bălângăne, n-ai cum. Păi ce, te bălângăne degeaba, apă, apă, alu... Sunt multe taxe pe care noi nu le avem percepem. Nu avem efecte speciale, vânt, vibrații, exact. Tot. Un suc natural cu acid este... Cules proaspăt. Cules proaspăt. Oblei. Dar nu e. Oblei. Cafeaua, oblei. Oblei e mult? Când tragi de aparatul ăla? Noi am luat totul pe mâncare. Să înțelegem, expreso cu pastile, profesionale. Ia curent. Apă plată. Noi nu facem cu apă de la chiuvetă. Cum face lumea, că noi știm. Dar nu dăm nume. Nu dăm nume că îs. Am adus ceau după banii și fac. Nu, acum am adus de bani. N-ai bani la tine? Dar ce vei să mănânci să bei dacă n-ai bani la tine? Merg pe datorie la copiii mei. Păi și copiii ăștia cât să mai tragă, vrei? Da. Zic, nu-i nimic, vă dau bani. Nu, banii, acum, Liviu a început să mă controleze în buzunare, să-i dau banii. Și zic, bă, n-am bani la mine. Dar dacă eu promit că-ți dau banii, ascultă-mă, mă duc acasă și ți-aduc bani. Ce diavol, stai, 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 Doamne. Stai că se rupe. Se rupe? De asta se agață peștii săracii. Da. Cât de proști devin după acelea astea. Da? Cât de proști sunt? Ei, las că-ți arăt eu ce prost sunt. Cred că stăteau așa, venea acolo pe deasupra și făceau ding. Bă, bine, bă, că vorbești, parcă ești televizorul, pe cuvântul meu. Nimerim fix în mijlocul petrecerii la Neamărin, unde lumea dansează și cântă, după cum scrie pe ecran, la karaoke. La petrecerii eu, când i-am văzut sincer așa cum erau un pic înfiretați, adică îmbrăcați mai civilizat, zic, bă, nenicule, nu cred că va fi karaoke, de ce să mă ascund? Am zis, e moartă. Și a luat omul microfonul. Când a început să cânte, s-a făcut un pic liniște. Adriana pe partea ei au început să se dueleze, deci eu zic că pentru o petrecere de karaoke, luni seara. Și eu zic că lumea s-a distrat. Asta-i servă de demult, de copilă mi-a plăcut, de copilă mică mi-a plăcut. Hai să facem roată, roată, să jucăm ca altă, să jucăm așa ca altă dată. Seara de karaoke pentru mine a fost o seara planetară, pentru că e prima, pentru că sunt prieteni, pentru că emoțiile, știi, orice început are o emoție specială și specifică, așa? A fost o seară karaoke și trebuia oarecum să îi facem pe oameni să se simtă bine. Pentru că nu e ușor să te simți bine într-un loc în care ai vedete, în care ai 10 camere video care se filmează peste tot, o agitație și tu, ca om de rând, să te simți în largul tău. Nu există așa. Dacă tot nu m-a lăsat la șef și dacă tot cartofi erau acum, deci să hrănim toată Mangalia, înțelegi? Am zis, ce dracu să mai fac în bucătărie? Mă duc să dansez, nu? Păi ce să fac? Să mă apuc să ies să vând cartofi pe plajă? Eu, în primul rând, m-am simțit foarte bine la voi aici. Și mă gândeam, dacă se poate, să facem o seară cu specific tătăresc. Aici, la voi, pe ponton. O facem. O facem? Da. Păi am zis noi nu la ceva vreodată. Bun. Ideea este că o să am nevoie și de ajutoare. Că singur nu o să pot să fac. Păi uite, sunt aici amândoi. Eu care forță ce în formă. Vreau să facem niște taocăm, niște șuberec, niște... Noi eram la masă cu domnul Seinur pentru că a venit și a vrut să ne propună ceva și ne-am pus la masă cu domnul să vedem ce are în cap. Și atunci am aflat că vrea să facem o seară tătărească aici, cu specific tătăresc, cu șuberec, cu talmâc, ceartâc, mărtâc. Eram pe la jumătatea discuției să vedem câte persoane și cu ce ar trebui să facem noi pentru această seară. Când a venit Neamărin să-mi aducă banii pe masă. 32? Cât am? 32 de lei, da. Câți bani? Am niște afaceri acum. Da, imediat. E bine? Mamă, super! Eu, între timp, mi-am luat 4 ouă de la mine din bucătărie, le-am pus într-o pungă, am băgat-o la curea aici în spate. Când am ajuns la ei, nu s-a așteptat nimeni că am ouă la spatele curelei. Tu ai spus? Stai, nu, vino cu aia. Stai pe scaun, cum am zis. Când ți-am zis să stai pe scaun.
Ce diavol? Stai! Mi-a prins pe cap. A băgat mano aici, pe perul meu. Toamne! Ai zis pe cap, dacă se rupe! Se rupe! Fac eu! Ce lasă că-mi pun eu singur? Își lua ouă și-și dătea singur în cap. Numai să nu-i pun eu. Am încercat să-l oprești și eu să fac la fel, nu am putut. Mi-a băgat capul jos, așa de tare, m-a prins pe perul. A la fine a reușit să spalt 3 ouă în capul meu. Ne cerem scuze pentru acest... Avem și momente de teatru, umor negru. Chiar și la propriu și la figurat. Am să vin cu zile de mâine, mâine după masă eventual, să stabilim detaliile, tot ce trebuie. Perfect. Ce trebuie cumpărat, să ne pregătim ca la carte. Da, noi să ne faci o listă exact ce trebuie și mergem noi și facem cumpărături, tot ce trebuie. Sau poate dacă știi undeva un magazin unde... Desigur. Da? Cât avem până acum la casă? Și a fost o seară cât de cât reușită, unde credeam că nu o să facem mare lucru. Am făcut 1000 și ceva de lei, am avut un profit de 800 și ceva de lei. Dacă am văzut. Sunt momente frumoase și momente mai puțin frumoase, când Elena scoate Z-ul. Când Z-ul e cam atât, nu știi ce trebuie. În funcție de ce oameni când au fost pe terasă. Când încită-te cam așa, încep să te bucuri să vezi exact ce, cum și în ce mod. Nu stăm rău, am făcut în jur de 5 milioane. În jur de 5 milioane, nu e o sumă mare, dar nu e o sumă mică. Totuși, fiecare zi în care încasezi ceva, și plus un pic de șpagă, e o zi pe care n-ai irosit-o degeaba. Le-ai pierdut-o, da. Lumea s-a simțit bine, au cântat, au dansat, am dansat și eu cu ei. A fost o seară foarte frumoasă. Am terminat prima seară fericită că totul a mers bine, cu picioarele umflate, cu mâinile umflate și nemâncată. Bună dimineața! Săru mâna! Te-ai trezit? Mm-hmm. Poc, 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 poc. Și când vrea să facă poc, 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 Coprișan deschide ușa, te pupnea mânine. Bună dimineața! Să-ți iei astea, duci tu la spălat. Ce? Rufele, dacă ai de spălat. Haideți, fraților, că avem treabă repede, că vă duc într-un loc minunat. Unde? Nu vă spun acum, vă spun la micul dejun. Misterul și noul ne ia prin surprindere întotdeauna. Bună dimineața! Asta e gata, doamne. Mănci o omletă făcută de Nicolae, de ouă, de rață, cu dare, așa, cu dare. Orice făcută, Nicolae. Da, hai. Hai jos. Șava de vis. Gata. Deschide și tu. Aha. Ăla. A, uite, aseară, n-a strâns ai firația ai de să fiți. Rânea Marina a strâns toate, acum a mai rămas o măsuță cu 5 de-astea pe ele. Dacă n-a avut cine să ne coordoneze în ăla 12:30, am rupt porțile când s-a terminat treaba. Ai, n-ai treabă, piratul e Dumnezeu nostru, l-am scos afară. E, uite-l dat. Și hai să facem ședință. Trebuie să vă informez că ieri ați cheltuit 880 de lei. Ia vezi câți bani ți-a rămas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 930. 930. Deci aveți... 150 de lei câștig ieri. N-am început tare bine. E foarte important că am avut o zi în care deja putem să facem comparație. Nu suntem pe minus și asta a fost îmbucurător. Am început dimineața pozitiv. Marlena, te întreb. Noi avem ceva produse în bucătărie pentru astăzi? Da, adică... avem. Dar ne trebuie doar cartofi proaspeți. E, uite, asta seară mi-aș dori să facem o petrecere. Și să zicem așa, anii 80, în primul rând, ce mâncare facem, ce muzică aducem
și ceva decorațiuni. Punem ceva, o chestie, frumos. E o perioadă foarte bună, muzica disco. Să pornim cu Michael Jackson, cu Dănuț Pătaru, cu Kim Wilde, Murder Talking și așa mai departe. Sandra, totul cu tuniu. Ce meniu facem? Asta e important. Hai, Nicolae, să ne gândim. Ce meniu face? Că... Facem ceva frigărui, ceva... Păi dacă sunt chifteluțele făcute. Da, sunt chifteluțele făcute. Nu mai facem, dacă nu mai are rost. Avem chifteluțele făcute. Bun. Și să facem tot ceva genul ăsta așa de... Adică să faci un sos, să le faci marinate sau... Mai merg marinate să le fac chifteluțe, dar merg. Nu mai ai ce să faci. Nu o să faci dacă meatball, dacă vrei cu niște paste... Să știi că în anii 80 asta se mâncau, chifteluțe. Da. În anii eu mâncam, făcea soția mea așa ceva. Facem chifteluțe. Facem sos dulce, picant, peste iar dacă vrei. Ai cartofi prăjiți de ieri. Da. Nu știu, poți să mai faci niște frigărui dacă vrei. De pui. Am stabilit faptul că nu mai trebuie să facem atât de multe cumpărături. După ce ne-am plătit toate datoriile, am înțeles că doar cu puțin, foarte puține investiții, putem să supraviețuim în ziua 2. Oferim început din această seară și un cadouaj la o masă de 10 persoane, dăm și o șampanie. Mai cântă și Adriana, că trebuie să faci de toate ca să atragi clientela. Mergem la pescuit. Dacă prindem pește, yes! Băgăm pește diseară, dacă aducem pește. Doamne, ajută! Știi că am adus odată 20 de kg de pește. Da? De data asta nu mergem la pește cu plasele să scoatem, mergem la pește cu undițele. În sfârșit! Unde mă ajută? Bună dimineața! Nu sunt tip care petrec timp la pescuit aproape deloc, dar îmi place. Deci când am auzit de pescuit, mi-a crescut inima. Zic, o să prind pește și o să gătesc și o să vând pește. Salut, salut! Ați fost? Ați fost? Aici, pește a venit. Și am ajuns într-un loc absolut special. Într-un fel de tabără mică de pescari. Un loc care ne arăta că dincolo de asfaltul orașului există frumusețe și fericire formată din lucruri mici. Am un restaurant aici la Mangalia, la Pirați, și avem și noi nevoie de pește. E doar să mergem să-l găsim noi. Da. Doamne, da. Ajută. Da, găsim? Da. Găsim? Da. Ai un cric să ridicăm apa? Am cric. Avem, din ce am înțeles, și lansete, adică să dăm și la stavrizi. Și apoi mai sunt niște volte cu care vom da la gubiz. Adică încercăm și colo și colo. Hai, voi trei, mergeți aici cu dânsul. Ia-o că e fric, pe păi. Hai, mergeți cu dânsul, mă. Hai. Hai să luăm vestele, neamărinte, pe care nu știu să vă dă, vă dă. Ia, luați-vă veste, luați-vă veste. Acum nu știu dacă alea țin 110 kg, dar mi-au două pe mine, dacă e. E o oglindă, nu e? Haideți cu mine, care e? Hai, uite ăștia trei, hai! Hai! Hai și la mine trei. Le-am pus vestele și am avut așa o senzație că plecăm peste mări și țări. Eu știu, chiar dacă nu o să ne mai întoarcem, eu sunt fericită. V-am iubit! Mie nu-mi place treaba asta cu prinsul pește, mie nu-mi place treaba asta cu prinsul niciunei vietăți. Și acum voi pescuiți? Da, acum mergem aici. Și eu arunc înapoi. No, noi pescuim, tu desfaci, îl pui în cutie. Ce vorbești? Eu să pescuiesc? Adică eu să iau viața unei ființe până n-arunc înapoi? Nu ți-am spus, dar vei face baie. Păi, Carmen, noi de-aia mergem să prindem pește, să ducem la restaurant. Este fantastic să părăsești orașul și să te duci spre nicăieri. Vă dau o lansetă, doamnă? Nu, doamnă. Dă-mi mie, dă-mi mie, mă. Nici nu discut. Nu, doamna doar să uită la noi. Nu mă uit. Luați câte una de-aia. Câte ce? Tu băți? Câte un băț? Ai acolo unul. Unul aici, a? Păi și băuți unul, da. Și nu punem nimic în momeală? Nu, care e ea. Mie nu-mi place să pescuiesc. Am senzația că pierd vremea. Să dea Dumnezeu să nu prindeți nimic. Când știm? Băi, plecați, bă, de aici, băi, că au venit periculoși. Da, știrea, să prindem pește. Asta aici. Mă, zic, ce să fac eu dacă ăștia prind pește aici în fața mea, eu mor. Plecați de aici imediat toți peștii! Ei, nebună! Hai, mă, Tizlă, ieși puțin mai... Hai, ieși un pic mai sus. A, strângem, gata? Da. Hai, gata, n-ați prins nimic.
Hai, că gata, hai. Hai, gata, gata, să strângă, strâng. Gata. Hai, ați prins. Am prins un da, vorba ta. Mare. Acum știi să dau drumul. Da, da. Aici l-aș fi prind, domnul meu, să știți. Da. Băi, pleacă de aici! Cât de nebună să fii să-l gonești. Ușor așa. Ce este asta? Ăla-i pentru calcat. Îți dau cu asta în cap să mor eu. Nicolae, ai prins ceva? Da, a prins experiență. Mamă! De ce, e vita aia, a? Inima de vita. Inima de vita? Da. Au venit băieții Cătălin și Nicolae. Mamă, de ziceai că sunt papa-i marinaru. Cu pantalonași 3/4 negri, cu bluză de marinar. Și au pus veste. Zici că e echipajul lui Cousteau. De asta s-a agață da, peștii? Da, da. Săracii. Da. Cât de proști devin după acele astea. Da? Cât da. De proști sunt? Ei, las că-ți arăt eu ce proști sunt. O altă zi minunată la noi pe ponton. O vreme foarte frumoasă. Păi bune, și chiar... Vezi că mi-am luat ochelarii de soare, că poate, poate iese. Da. Ce să vezi, nu iese. Se anunță furtună și la pe mare și la noi în ăla. Cadou de ziua. Foarte frumos cadou. Ce asta? Telefon. E... Face poze, face asta. Face poze, face bani, asta face. Ne-am ieșit din acest ponton plutitor cu bucuria că stăm la mare. Exact. Și bucuria a fost și mai mare când am văzut că e norat. Și că o să plouă iar. Și ce am zis? Dacă o să plouă iar, facem delivery. Hai să facem meniu. Ce să zic? Nu e rău. Că avem de umblat. Mamă. Am făcut rozul telefon cu butoane. Butoane, că ce e cu taci? Cu taci a fost acum câțiva ani în urmă. Cu taci toți proștii au. Păi, toată lumea are cu taci. Noi avem cu butoane. Stai că trebuie să ne aducă și capsulele doamna Luminița, care ne-a adus și expresorul. L-a găsit în depozit și s-a gândit să ne ajute cu el. Eso! Eso, e! Eso! Mamă, avem de ăsta, băi, nu? Că surpres! Am făcut o ședință și am hotărât ce să facem la delivery. Gen meniu. Gen meniu. O, dacă băgam noi, per esempio, sapa de porc, adică e schimba, ce interes? Uh-huh. Buon Fernando, frate. Uită-te că e ziua pe masă. Un zi prost la fel că e, urât. Ce ai tu în cap, Fernando? De ce zici? Un piept de pui cu ce? Da, adică con garnitura, con, ce con legume. Legume? Da. Ce legume? Con legume, fetem. E să ciuperci. Uh-huh. E la băgăm la grătar. În meniu era... Cu mușchi de vită la grătar. Mare mușchi în sânge. Nu ce sânge, că nu e păstrăv. Ce păstrăv? Mare guvid prins în Marea Neagră. Cel mai mare guvid care s-a găsit. Și la un moment dat noi am decis să nu dăm toate aceste lucruri. Și la altceva? La ce te-ai mai gândit? Doar atâta piept de pui cu astea sau mititei? Dacă doi că bagam și mici. Păi mici separat, poți, ca să ai mai mare oferta, nu? Pentru delivery, că altfel nu poți doar cu piept de pui. Da, da. Dacă te sună cineva, ce aveți? Păi avem piept de pui cu ciuperci și ce ai mai zis tu, salată. Și la ce preț te-ai gândit? Dar cum îl întreb tu pe ăsta care a venit după Mauba, Truba, Trubu, Tribu? Păi, bucătarul șef. Păi ce preț, mă, o să știe cum merg prețurile mangalii. În primul rând, cine ne sună? În primul rând trebuie să facem reclamă, să știe lumea că noi facem delivery. Andrei, dacă nici n-a avut și n-a făcut business, el nu știe care cu banii. Deci să vedem cât costăm. Cât e un piept de pui? Cât ne ajunge o porție de salată cu cioperci, cu ardei copt, cu ce vor să mai pui pe lângă pieptul de pui și facem un adaos. Eu zic că sub 12 lei n-ai cum să vinzi nimic. Cum mă, 12 lei? Trebuie și pentru mașină și transportul și trebuie să băgăm tot. Da, da, deci doar o porție, nu ai supă și asta. Cum mă, 12 lei, mă, 24 pe puțin, 25 de lei. Păi pune pâinea, muștarul, salata, legumele și transportul și vezi că ești mai mult de 25 de lei. Ce bani plătim noi, brut, nu? 4.000 sunt odată 20 de lei, 4.000. Cu cartofii 5 lei, 25 de lei, uite, porție. Și a zis, nu, 25, zic 30, nu 25. Am lăsat-o la 25. Bine, mă, 3. Am vrut să le dau și un suc. La 30 le dădeam și un suc, am zis, scos sucul.
și lăsăm la 25 mai să fie asta fericit. Sunt astea puse de să mergem să facem cumpărăturile, tu du-te fără de tigaie. Acum. Am schimbat uneltele de pescuit, ca să zic așa, și atunci mi-a dat un fel de mosor mare pe care aveam 4-5 cârlige și am pus inimă de vită și am mers să prindem guvizi. Ai ori fi prins ceva? Nu contează. Nu cred că țipa Mărin, cred că nota până la bulgari, se întorcea. Și peștele ăsta are și el mândria și orgoliul lui. Cred că stăteau așa, venea acolo pe deasupra și făceau ding, să mai bălângânea acolo, adică... Mă, voi nu apucați nimic aici. Nu prindeau cu nebuna asta, dacă zic că nu prinde, nu prinde nimic. Carmen a început să-mi dea teroare. Dar dracu ce e, a bătut cu drăceia în apă și n-am prins niciun pește. Mamă, 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 și ce-a prins, mă? Eu, mamă, cât are! Bă, dar proști sunteți, mă. Dă-mi mie. Am fost la păsă, n-am prins, ne-am fost la vechea păsă și am prins, mă. Deci prin tot timpul, nu cred, nu da. Cred. Deci refuz să crezi, de aici, să prind niciun pește, refuz. Hai, fără. Jur. Ați prins, bă, ceva? Nimic! Bine. Noi am prins o ancoră, neamărire. Nimic, ne-am prins, neamărire. Și am avut o zi neagră la pescuit. Eu de obicei zic că-s norocos. Da. Dar deocamdată... N-ai cum, mă, cu mine de față. E, am de Dumnezeu. Păi, bă, că dacă beleaua asta a zis nu, nu. Vă place că a plouat? Nu. Păi nu ne place, doamnă, că ne ține pe loc. Noi avem un business. Am să plec de pe pământ, frunza plicată-mi. Să nu simt cum anii trec, beau într-una și Petre! Carmen face notă discordantă. A zis că nu poate să gătească, că ea are încredere în tine, că ești da. O bucătare asta desăvârșită. Da, așa este. Și mănâncă. Ea nu pescuiește, ea nu gătește, dar ea mănâncă. Facem fir întins în apele teritoriale ale țării, la câteva sute de metri de malul din Mangalia, unde orice ar fi sub apă, nu prea trage. Victorie! Ați prins, băi? Da! Mari! Un cufide! Tenea Ștefan! Am prins! Am nimerit la un spital de oftalmologie a peștilor și ei nu văd pe partea asta și nu diclez mâncare. Auzi, pe lângă găsăm, nici nu simt. Da. Roagă-te să prindem doi să plecăm. Hai, roagă-te să prindem doi. Să dea Dumnezeu fărâmă de pește să nu prindeți. Ce-o firie cu peștele tot cu tot. Neamărin îl auzea, fierbea. La distanță de 15 metri, dar s-auzea cum clocotește. Hai mă, Carmen, mai taci un picuț din gură. Deci am urmat exact cum scrie la carte, că am citit carte de pescuit înainte să viu aici. Se lansează, nu se vorbește, ești calm, ești... Nu mai mărinesc. Dacă am încercat să-ți dăm un pic și jos, să nu se mai bălângă-ne barca asta... Bă, bine, bă, că vorbești, da. Parcă ești televizorul, pe cuvântul da. Meu. Pescuitul ăsta e cu liniște, cu relaxare, nu-i ridici ancora, te duci colo, hop, nu se prinde, nu te colo, hop, hop, nu te, hop, hop, ăla. Ia uite câți am, băi, ia uitați-vă, băi! 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 Prisiți pe șiși, mă! Neamărin, când eu m-am obosit, că am făcut vreo oră așa, al naibii a prins trei mâțe din alea amărâte. Neamărin, e cinci odată. Și acum se lui de fune de sub apă și... Mă, dar un centimetru jumate, mă. Da. El s-a chitit doar pe stavrisc. Stavridul ăla care e o hamsie mai mare, așa, o sardină. Dar a prins. Neamărine, cred că ai un băiat sub apă de ți-a prins. Aba, e vârciu băgat aici. Eu cred că a prins. Eu cred că n-a făcut o șmecherie, nu? Bă, dacă punea doi, ziceam că prindea. Dacă ne-a pus pe tăși cinci, s-a dus naibii, toată treaba. Hai, bă, gata, lăsați cu de pește, gata, s-a terminat. Deci nu pot să cred că plecăm învinși. Nu, Nefa ne-a prins, deci noi am câștigat, barca noastră are pește. Și nu pot să cred că n-am prins un pește. Dar ia bucata aia de carne și ține mâna așa, că poate te mușcă de mână. Dar ține-o cu gura, că poate ține. Da. Deci chiar sunt supărat. Nu pot să zic că ești un move perdon, adică nu știu să pierd. Dar mi-ar fi plăcut să am senzația de prins un pește, mă. S-a prins tot, da?
Eu am da, din partea noastră, da, aici o mare... Gata. Da. Unde mă să plecăm? Rămânem aici! Marine, coada de suspine! Așa! Ia-te-l, tată! Am prins un cuvit de uite așa. Așa că eu am salvat rușinea bărcii. Bravo! Plecăm acum, e păcat că n-a început să tragă. Aleluia, plecăm! Hai, da! Sănătate, numai bine, la mulți ani! Pește fericit! Da! Pește fericit, da! Hai! Perioada cu pescuitul aș vrea să trec peste ea, pentru că sunt supărat. Ne-am făcut planuri, că dacă prindem un rechin, că dacă prindem un delfin, că dacă prindem o asta de mare, dacă prindem un calcan, dacă prindem, în sfârșit, am prins experiență. Ne-am întors în tabără cu imensa cantitate de un stavrit și un cuvinte. Să-ți deprăjit, doamnă, sau aia? Și unii și alții. Și unii și alții. Ăștia noi să deprăjim și ceilalți. Pe care dorești. Dar ăștia nu sunt aia care rămân așa mai mult fierți? Parcă nu se fac crocanți așa. De ce să nu se fac? Mai dați să fac bine. Mai bine vechi. Mai bine că lumea nu știe cum e cu nouă. Așa, domnule. Avem să plecăm. Vezi o pădintă acolo. 10 lei. Altceva mai vrei? 10 lei, da. Dați-ne și nouă niște ciuperci. Da. A trebuit să mergem la cumpărături, să luăm câteva legume, să luăm carne, să luăm cartofi. Am luat cartofi pentru că Mambo vrea cartofi la orice. Cartofi și ulei lui Mambo, dacă îi dai cartofi și ulei. Dacă îi dai morcov la nenorocit. Sare... Oricum pune ulei și da pe ulei. Din coadă, în coadă. Ai văzut că pune ulei și mai pune ulei. Un pic de ulei de măsline peste uleiul de floarea soarelui, că trebuie să fie ulei. Ce mai faceți voi? Vă place că a plouat? Nu. Nu. Păi nu ne place, doamnă, că ne ține pe loc. Noi avem un business. Da. Și businessul nostru trebuie să meargă, să funcționeze. Da. Nu funcționează, ne-am nenorocit. Da. Nu am găsit din prima casoletele pe care le vroiam. Am căutat ceva, am căutat cam pe la toate magazinele din Mangalia și am găsit până la urmă la un depozit unde aveau de toate. Asta e un set? Da. Și cum arată? Trei compartimente. Eu zic că e suficient, nu? Acum depinde cât ai vibrări aveți. Mai aveți cu patru? Nu, cu patru nu. Deci asta e? Cu trei. Trei. Am luat și muștar, și legume, și casoretă, am găsit și lingurițe, și șervețele. Am făcut, practic, stocul pentru ceea ce înseamnă delivery, dar și pentru ce aveam noi nevoie aici, pe ponton. 45 de lei merge? Ne-ați omorât. Ce să ai? Plec cu brațele pline, de ce faci? 45. Vânzarea noastră. Ne-am întors la mare înfrânt, fără niciun pește, adică doi crești, dar... Crească neamarina noastră! Doamnă pe pizpa, apune! Șa-l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 a-
am valoare și-mi stă bine, cu neamărin lângă mine. Și imediat atmosfera asta de stins, o horă mică, că românul, indiferent că e la înmormântare, la tristețe, la naștere, la botez, la așa, el dansează. Aruncă-o la spate la cineva. Am uitat că n-am vrins nimic. Am să plec de pe pământ, ca cruza africană. Întotdeauna când este un lăutar, viața pare mai frumoasă. Ia să bea cu domarin, ăsta e băiatul nostru. Am făcut o horă cu toții, am dansat și ne-a invitat să pregătim o masă pescărească. Ce facem? O saramură? Ce facem? Saramură. Să facem. Curățăm ceapa. Au început să curețe ceapa. Adriana zice, neamarine, curățăm usturoiul cum știm noi. Băi, să nu pierdem usturoiul, doamne. Nu, e bine ce faci. Da? E deja curățat. Și fii atent, uite. Nu mai are. Ulei, uite, uite, băi, dă-ste. De la mine la porc, deci tăiam porcul la țară. Da. Așa făceam. Ia uite-te. Ce mi-a plăcut cel mai mult și cel mai mult a fost
că am fost cu toții într-o armonie extraordinară. Carmen a zis că nu poate să gătească, că ea are încredere în tine, că ești o bucătăreasă asta desăvârșită, da, așa este. Și mănâncă... E adevărat, Carmen face notă discordantă, ea nu pescuiește, ea nu gătește, dar ea mănâncă. Da, eu o iubesc și pentru asta. Tu ai carte de bucate? 4. Da. Uite, ți-au citit-o domnul. Serios? Da? Carte de bucate? Da, uite, mi-au spus domnul că ai carte de bucate. Da? Domnul, eu nu. Ai văzut ce mică-i lumea? Bravo! Nicolae, gata. Cum a văzut că începe mâncarea, a vrut să implice el în tot. Mama soarele! Și încă unul mic aici. Uite. În timp ce saramura fierbea, peștele prăjit în tigaie l-a aruncat direct în saramură. Dar eu, în general, când se gătește, vreau, nu vreau, mă atrage focul, tigăile, ceva, ceva e acolo, mirosul. Da. Jur, a fost una dintre cele mai bune supe de pește care am mâncat vreodată. La buza mării. Am făcut o saramură foarte bună, foarte simplă și am mâncat așa pe măsuța lor de lemn, în condițiile oferite cu tot sufletul de acolo. Acum noi am fost la pește, am prins. Dar știi de ce n-am prins? Datorită, uite, la beleaua asta care nu m-a lăsat și mi-a frecat tot timpul apa așa. Și fii atent pentru asta, uite ea, pentru ce ne dai, uite, e aici. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate și să prindeți. Să prindeți. Mulțumim frumos. Mamă, cât e, uite aia. Pescarii au văzut că eram foarte dezamăgit că n-am prins niciun pește și atunci ne-au ajutat ei și ne-au dat niște pește. Eșecul nostru de la pescuit s-a terminat într-un triumf. Mâine ne bronzăm tot prin Mangalia, unde soarele arde ca neamărin. Băi, scara, cine mi-a luat scara? Cale dracu, mi-a luat scara. Hai să luăm și sacul și hai să plecăm. E și sacul, firați ale, curați că vedeți voi acum. Umblătura multă ne duce prin hățișuri cu mistreți. Tăceți. Hai! Printre cai și călăreți. Dar spune-mi, bre, o bară din aia mică ca o poartă să sar peste ele? Da, da. Să pună calul la frână, poate, hă? Pe fundul bălții, după melci. Neamărire, vino, bre, dă-l spală pe unul pe dinți. Lasă că mai târziu, spală-i tu, firea, să înveți. În jacuzzi, după icre. Imediat. Ia vezi că mi-au scăpat ochelarii. Da, se poate. Ba, se poate, de ce? Amenințarea concurenței celor doi afaceriști e tot mai prezentă. A venit comanda, Liviu și Andrei, vă vând mititei. De la ele. Cifra lor de afaceri în creștere îl roade pe marele patron. Vom vedea petreceri tătărești. Clientelă multă și consumație, dar la ei, nu la el. Asta îl chinuie și îl pune pe atac, cu armele lui. Chinează-te că nu mă rămâie aici, că noi nu suntem pregătiți de răzut, pentru că suntem pașnici. Ce? Hai să mergem. Noi suntem păpiți, make love, nu not war. Ce mă crezi că mi-e frică că tragi cu ăla bine? Și dacă mor? Tu cui rămâi? Cui ai să-i rămâi?